A, stimată doamnă Zinaida, bună ziua și bine v-am găsit. Bună ziua. Astăzi este o sărbătoare mare, sărbătoare, o zi de naștere de 60 de ani. Da, așa, da. Este o vârstă rotundă. Da. Așa, și noi, compania Folk Surprise, să vă surprindem această zi minunată. Mulțumim. Și în primul rând vreau să vă mulțumim acest buchet de trandafiri, lingă și frumos, ca și dumneavoastră. Mulțumim. Aici aveți o tortă ca să vă îndulcească cu dumneavoastră și oastea care a să sărbătoriți în această zi. Mulțumim. Păcat e că nu să vie acum. Așa, sigur că. Așa. Bine. Mulțumim. Da, ce frumusețe. Dar vreau să vă întreb, vă dați seama de unde vine surpriza? Știți, iar întoarce-le așa, știți, avem multe neamuri, dar mai cred că de partea copiilor, că copiii cei mai apropiați sufletului. Așa, uitați acum pe să știți și asta. La mulți ani, scumpă noastră, mamă. Așa, mulțumesc, voi nu mă fac să plâng. Aveți copii care sunt și departe, peste hotare. Și să știți că le pare foarte rău că n-am tot să fie în aceste momente, la această masă frumoasă. Dar cu inima și cu gândul este mereu lângă dumneavoastră și vă duce dorul. Cred. Dar și eu mi-e duc dorul. Și existăm noi ca să nu simțiți lipsa. Și vreau să vă mai citesc și un mesaj de felicitare. Bine, ascultăm. Dragă mamă, brațele tale au fost mereu deschise când am avut nevoie de o îmbrățișare. Inima ta ne-a înțeles atunci când am avut nevoie de un prieten. Ochii tăi blânzi au devenit aspri când a trebuit să ne învățăm lecții de viață. Puterea și dragostea ta ne-au îndrumat și ne-au dat aripi pentru a ne ajuta să zburăm. În această zi specială pentru tine, noi nu avem cuvinte mari prin care să exprimăm ceea ce simțim, însă știm că nimic nu îți face inima să tresară la fel cum o fac două cuvinte rostite de noi. Te iubim, scumpa noastră mamă, la mulți ani, din partea tuturor copiilor. Mulțumim și iarăși mulțumim mult, dragi mamă. Da, uitați, puteți să-i transmiteți un mic mesaj, un semn de mulțumire. Ce să le spun? Le mulțumesc mult din suflet că am așa copii frumoși, deștepți, cu așa imaginații frumoase, care mi-au făcut așa o surpriză frumoasă. Mulțumesc mult. Era bine dacă erau și ei alături cu noi la masă, dar așa e viața, așa e timpul, a devenit. Mulțumesc, e ca am Ionuț de America. Tatiana, fiica la Italia, Mihai la Germania, băiet, și ca Dima, cel mai mare băiet, e acasă și el mă susține acum și mă ajută și el e trebuie de mine, măcar el unul. Nora, Natasha, Nora, Doinița, mulțumesc. Da, așa, Nora, Doinița tot la America, Nora, Natai de la Chișinău, nipoțica, Ana Camelia, nipoțica, Nicolina, sunt azi departe de mine, acum le duc dorul. Și le spun mult că le mulțumesc, o mulțumesc mare din partea mea și că sunt și eu pentru dâns și trăiesc și le mulțumesc mult că doresc că ar fi fost bine să fost și ei așa la de mine, că era și mai, o seară mai frumoasă, poate și așa, dar mulțumesc. Așa, cu mare drag. Să le spun că le iubesc foarte mult și mi-e dor tare de dâns și le duc dorul și lipsă. Îi aștept cu nerăbdare să vină. Și mulțumesc încă o dată. Și iară pe ună, ca cum pot să dată încă de o da, cum da. Trebuie la masă, toți. Veniți dumneavoastră, sărutați mama, da? Trebuie să rog, puteți lăsați dumneavoastră. Ține mame tortă, iem tortă mâncă. Vază, multă sănătate, mică. Cu împlinirea 60 de ani, și fericite, voioase, bucuroase. Noi să susținem cât ați putem. Asta este. Matal nu este ținut, nu e născut, nu e adus fața pământului și noi îți mulțumim din tot suflet. Mulțumesc și mulți ani încă înainte. Țin-te și nu te da și țin nici pe noi încă, că ești mamă numai bine. Voi să fiți fericiți, împliniți și să ne duceți numai bucurii. Că mama dacă să aibă bucurii și a să mă trăiască, dar totul va fi bine. Totul va fi bine și voi să fiți fericiți și împliniți. Vă doresc și vouă. Mulți ani înainte. Mulțumesc mult. Și chiloceni.